Până atunci să vedem ce tip de propagandă vine de la televiziunile controlate de Kremlin, pentru că noi v-am obișnuit să vă tot arătăm diverse declinări din astea pe care ei le fac. Acum, sigur, de ceva timp Occidentul e demonizat, dar aici apare și un fel de ironie, pentru că e vorba de cei care studiază în Occident și despre care, iată, propagandiștii Kremlinului spun că vor merge direct în iad. Și încă ceva, sigur, mult mai serios de data asta, care are legătură cu ceea ce discutam mai devreme, dacă Rusia nu câștigă, războiul se va termina rău pentru toată lumea. И все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. Не понимая, что это невозможно. Но это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Когда спрашивают, сколько будет продолжаться наше вот это вот отчуждение, противостояние с Западом, у меня версия только одна. Что, ребята, это навсегда. Просто привыкайте к этой новой жизни. Я не могу больше слушать нытье про то, что детей жалко, детей жалко. Чем, вот в чем вам жалко детей? А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на Западе. Они теперь перед ними не будет открыт этот дивный новый мир. Они вот теперь как бы немножко так будут закрыты. Я им говорю, послушайте, люди, радоваться нужно, радоваться нужно. Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через 10 лет вы скажете спасибо огромное, что мой ребенок никогда не учился на Западе, и у него больше не будет такого шанса, потому что, по крайней мере, он останется моим ребенком и нормальным человеком. Что бы ни было, как бы мы себя ни вели, у нас это противостояние с ними, ну, при нашей жизни точно. Bun, deci Occidentul a ajuns în asemenea hal încât nu mai merită să-ți dorești să studiezi acolo, asta am înțeles-o, dar ce te faci cu toate odraslele de ruși, inclusiv de politicieni ruși și funcționari și demnitari ruși de cel mai înalt nivel, care studiază sau au studiat în străinătate și care au umplut Instagram-ul cu capitolele vieții lor din Occident? Ei au dus niște vieți foarte bune în Occident, bani au avut foarte mulți, au fost niște răsfățați ai sorții, nu au ei astfel de probleme. Asta ține mai mult ca mesaj pentru piața internă, pentru acea parte a populației care este foarte săracă și oricum nu și-ar fi coerenți cu noi înșine, adică în momentul în care Peskov are fiica la studii pe nu știu unde. Tocmai e o apropiere de popor, de poporul acela de jos, pentru că oamenii ăia oricum nu-și pot permite, nici nu visau la să-și trimită copiii la studii în afară. Iar aceste mesaje sunt tocmai pentru acea parte a populației. Maria ei oricum urăsc ceea ce făceau. Cuvântul Ministerului Externei s-a căsătorit în America undeva acum niște ani. De aceea niște poze presa, echip, la nuntă pe o limuzină de lux mesajele, în New York. Mesajele astea nu sunt pentru noi. Mesajele astea nu sunt pentru Occident. Mesajele astea sunt pentru acei 42% din populația Federației Ruse care trăiește sub pragul sărăcii. În general, în ultimele zile, că m-am uitat și eu pe televiziune Federația Rusă, sunt numai mesaje pentru populația săracă din Federația Rusă și pentru țările din Africa. Există o campanie extrem de agresivă în Federația Rusă, special pentru Africa, acum că Uniunea Europeană fură grânele din Ucraina. E o campanie atât de agresivă și atât de bine făcută, iar din partea Uniunii Europene nu există niciun răspuns pentru țările din Africa. Și o să se mire țările occidentale peste câteva luni, când o să moară mulți oameni de foame în acea zonă, că nu ne crede nimeni. Păi, nu ne crede dacă nu răspundem la timp. Da? Pentru că eu am tot repetat lucrul ăsta. Occidentul vede o parte a poveștii, ceea ce vedem noi și vorbim noi la televizor. E o altă parte a globului, nu vede lucrurile astea. Vede cu tot o altă poveste. Dacă tu nu le transmiți, tu, Occident, ai puterea asta, dacă tu nu le transmiți mesaje, păi, Federația Rusă, de exemplu, în Mali, acum unde era, avea o problemă uriașă cu grânele, le-a promis solen că va găsi soluții pentru Mali special, să le trimită toate cerealele și tot, pentru că ei au renunțat la trupele franceze și lucrează cu ruși. Da. E o campanie pe această linie extrem de... Eu nu înțeleg, liderii occidentali nu se uită la lucrurile astea, pentru că dacă va fi un exod din Africa... Liderii televizor și spun ce eforturi fac să scoată grâne din Ucraina, să le treacă prin chinuitul port Constanța și să le ducă mai departe prin țările care au nevoie. Dacă va fi un exod ca urmare a foametei din țările africane, nu se vor duce în Federația Rusă. Vor veni în Uniunea Europeană. Și vom avea din nou un val de migrație și iarăși o să ne întrebăm, dar cum am ajuns aici, dar de ce... Aici văd eu problema. Liderii occidentali au impresia că în toată lumea asta lucrurile merg ca în Europa și ca în Statele Unite, unde
Oamenii stau, citesc, se informează. Nu e așa. Să se trezească odată. Deci Parlamentul European, Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că are anumite zone unde trebuie să transmită mesaje. Urgent. Că dacă numai mesajul Moscovei ajunge,